preia controlul asupra îndoielilor. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5. După ce începem procesul reînnoirii minții noastre, vor fi și momente în care vom eșua. Dumnezeu știe că nu suntem perfecți și va fi totdeauna prezent ca să ne ajute să revenim pe drumul cel bun. Din păcate, și diavolul știe că nu suntem perfecți și face tot posibilul să ne reamintească acest lucru la fiecare pas. Putem merge înainte slujind Domnului, făcând fapte bune, pășind prin credință și apoi, dintr-o dată, fără vreun motiv anume, să avem o zi sau o săptămână când suntem atacați la nivelul minții noastre. Satana ne va spune că suntem niște ratați, că nu suntem suficient de buni, că Dumnezeu nu ne iubește și lista poate continua. Din fericire, din cuvântul lui Dumnezeu, aflăm ce avem de făcut în astfel de situații. 2 Corinteni 10:5 ne spune să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Așadar, când diavolul încearcă să te mintă, mergi la cuvânt și află adevărul care respinge acea minciună. Când apar îndoielile, nu te descuraja, ci pune-le în lumina adevărului din cuvântul lui Dumnezeu. Funcționează de fiecare dată. Rugăciune. Doamne, nu voi lăsa ca îndoielile și minciunile pe care diavolul vrea să mi le bage în minte să mă abată din drum. Voi crede mai degrabă ceea ce spune cuvântul Tău și voi face acele gânduri rele roabe ascultării de Hristos. Alpha Omega.